Salutare! Astăzi am să vă prezint o metodă de a scuți cuțitele. Am aici trei cuțite pe care le folosesc pentru diverse lucruri. Acesta, bineînțeles, niciunul nu este calitativ. Acestea două sunt chiar foarte ieftine, din comerț, nu știu, în jur de 10-20 de lei unul. Acesta este ceva mai calitativ, de la Thomas Rosenthal. Am să vi le și prezint ca să vedeți. Acesta l-am folosit mai mult pentru tăiat carne, spintecat pui și așa mai departe. Asta înseamnă că este mai uzat. O să încerc să vedem. Da, vedeți cât de stricată este la mângură. Și trebuie să o refacem. Acesta e mai mult pentru curățat legume, tăiat pâine, lucruri așa mai uzuale. Este mai puțin uzat, foarte puțin pe aici, pe dincolo. Deci o să am în principiu mai puțin de muncă. Iar acesta îl folosesc numai pentru tocat legume. Da? Se și vede cât de clară este linia de tăiere. Și acesta e cel mai puțin uzat. În principiu nu o să-i fac altceva decât un finisaj pentru ascuțire. Bineînțeles, avem nevoie de o piatră de ascuțit. Aceasta este o simplă piatră, de aceea din comerț, în jur de 5 lei, cred, 10 lei maxim. E folosită pentru ascuțit coasa, cum era odată, cum coseau bunicii noștri. Însă eu o folosesc pentru ascuțit cuțitele. Există și altfel de pietre dreptunghiulare, care pe o parte jumătate are o abraziune mai mare, iar pe cealaltă mai fină. Nu am găsit în comerț o astfel de piatră. Eu mi-am luat una așa și este foarte bună. Însă, dacă vreți să ascuțiți profesional cuțitele, bineînțeles, o să și coste. Sunt pietre, nu artificiale. Aceasta este o piatră artificială creată dintr-un material compozit prin turnare. Există pietre naturale cu diferite abraziuni, însă acelea sunt foarte scumpe. În fine, eu o să vă prezint această metodă, probabil că mai există și altele. Mai am nevoie de un marker. O să vă arăt imediat ce o să fac cu el. Și un pahar cu apă. Bun. Piatra trebuie pusă cu măcar 24 de ore, chiar 48 de ore. Trebuie să stea în apă, să absorbă cât mai multă apă. Asta va ajuta lucrul, adică cuțitul, când vom ascuți cu el, nu va mai aluneca. Dacă este o piatră uscată, alunecă foarte ușor. Dacă este umedă, el nu va mai aluneca, va opune rezistență și se va ascuți mult mai repede și mai ușor. În plus, apa, în momentul în care ascuțim, se va forma aici o pilitură fină, care amestecată cu apa, va ajuta ca acea pilire să se facă și mai fină. În loc de apă, se poate folosi detergent de vase, detergent lichid, și acela va fi mai alunecos și se va amesteca cu pilitura formată și îi va da un luciu și mai bun. Însă eu o să folosesc acum doar apă. Trebuie să umezim cât mai des. Bun. O să începem cu
acesta. În principiu trebuie să-i refacem tăiușul, gura cuțitului, pentru că este foarte stricat la acesta și o să muncesc ceva mai mult la el. Nu știu dacă o să-mi iasă și dacă o să insist de fapt să iasă perfect drept. Este suficient să tai. Și înainte de toate, bine, acest marker o să-l folosim să îi marcăm gura cuțitului, astfel încât să vedem că merge în drept și am luat toată suprafața, am pilit-o. Nu este cazul în acest moment, după aceea, acesta trebuie să muncesc destul de mult la el. Cum vom începe? O să mergem cu pilirea și pe o parte și pe cealaltă. Însă, prima dată trebuie să stabilim unghiul de pilire. Dacă punem cuțitul plat pe piatră, adică la 0 grade, o să fie ca aici. Și noi acum o să îl înclinăm astfel încât să ajungă la al doilea pas, așa, mai exact porțiunea aceasta care se vede. Da? Acesta este 0 grade, aceasta este următoarea înclinație. Însă noi nu pe aceasta trebuie să o ascuțim, ci porțiunea aceasta foarte îngustă. Da? Deci avem odată, se și aude când îl înclinăm, aceasta este la orizontală. Auziți, da? Se și vede. Și acum îl mai ridicăm puțin. Acesta este unghiul pe care noi trebuie să-l folosim să ascuțim. Ideal este, dar bineînțeles asta numai cu practica, tot exersând, o să obțineți obișnuința de a ține mâna fixă pe parcursul ascuțirii la același unghi. Deci, orizontală, înclinat și acum îl ridicăm puțin. Da? Acestea sunt mișcările. Mâna trebuie să rămână fixă la acea înclinație, adică să păstrăm unghiul. Dacă pe parcursul ascuțirii simțiți că ați pierdut unghiul, nu e nicio problemă, reveniți, orizontală, înclinați și apoi mai ridicați puțin. Acesta. Da? În principiu, se poate ascuți într-o singură direcție, da? Sau în ambele direcții, un du-te vino, înainte și înapoi, înainte și înapoi. Acest tip de ascuțire de du-te vino are avantajul că nu ridicați mâna de pe piatră și vă este mai ușor să păstrați unghiul. Când ascuțiți doar într-o direcție, în momentul în care ridicați mâna de pe piatră, e posibil să pierdeți unghiul. Acum, ascuțiți cum vă este mai comod. Eu o să prefer un du-te vino sau depinde, poate doar într-o direcție. La fel, piatra poate să stea pe o suprafață plană sau puteți să ascuțiți așa, deci orizontal, ridicați și încă o dată. Și ascuțiți în mână. Cum vă este mai comod. Bineînțeles, dacă țineți piatra în mână, trebuie să aveți grijă să nu vă tăiați. Haideți să începem. Vom face 30 de treceri. Da? Orizontală, înclinat încă puțin. Bun. 30 de treceri. Da? Pe o singură parte. Observați deja că a început să se depună pilitura, da? să se ia din material. Asta nu spune altceva decât că materialul din care este făcută lama este de proastă calitate, pentru că se ia atât de repede. Bun. În principiu, dacă lama ar fi fost
cât de cât ascuțită și doar ar trebui să-i facem o mică corecție. În acest moment ar trebui deja să simțim aici o mică bavură. Da? Nu se simte. Asta pentru că este foarte uzat și trebuie să insist pe această parte până când o să se simtă. Și după aceea ne mutăm pe cealaltă parte. Bun, deja a început să formeze bavură. Nu se vede, dar poate se aude. Unde este bavura mai mare, o să se audă. La vârf, spre exemplu, nu s-a format bavură și nu se formează. Alunecă degetul ușor, nu se aude. Aici bavura e mai mare, se aude mai tare. Mai insistăm în zonele, în porțiunile unde încă nu s-a format bavură. Gata, s-a format bavură pe toată lungimea lamei. Acum vom întoarce cuțitul și vom încerca, deja se vede, haideți să pun pe piatră. Da, cum arată acum pe această parte. Acum vom întoarce cuțitul. Deci, acum l-am ascuțit așa, îl întoarcem astfel încât să-l ascuțim și pe cealaltă parte, să întoarcem bavur. Și la fel, insistăm până când vom simți aici că ține la deget. Pe partea aceasta, bavura s-a format mai repede, aici mai puțin, aici începe să fie pronunțat și la vârf iarăși mai puțin. Trebuie să insistăm pe partea aceasta și către vârf. Gata. S-a format bavură și pe cealaltă parte, toată lungimea lamei. În acest caz, să vedem dacă... Se vede. Încă mai este lama stricată, da, dar nu așa de rău. Nu o să insist mai mult. O să trec mai departe la pasul 2. Și anume, vom începe cu 30 de mișcări pe o parte, și anume pe partea la care se simte bavura, pe partea aceasta se simte bavura, deci pe această parte vom merge cu 30. 1, 2, 30. Deja în acest moment iarăși s-a schimbat bavura pe partea aceasta, da? Și vom continua cu 25, iarăși schimbăm, mai umezim piatra și vom continua cu 25 pe această parte. Bun. Iarăși s-a schimbat bavura. Asta din nou ne spune că este un material
foarte moale. Da? Ce este important? În această fază nu trebuie să apăsați, să mai apăsați pe cuțit. Pur și simplu îl plimbați ușor. Vom, iarăși schimbăm partea de ascuțire a cuțitului. Scădem încă 5, adică 20. Din nou 15. Deci am făcut 15. Din nou scădem 10 și schimbăm. 10. Da? Și de la această etapă vom scădea doar câte unul, câte un pas pe fiecare parte. Am să folosesc markerul pentru a-i colora această latură. Da? Și pe parte și pe cealaltă. Și începem. Câte 9, da? Pe ultima parte care am avut bahura, și anume pe această parte. 1, 9. Observați, da? Cum a rămas fără marcă, doar unde am ascuțit. Și acum pe cealaltă parte. 8. 7. 8. Și din nou 7. 2. 3. 4. 6. Bun. Aceasta este, am și pe parte și pe cealaltă. Și acum vom continua câte una pe o parte și una pe alta. Nu apăsăm. Deja acum nu se mai simte bavura, da, decât foarte puțin. Cam asta este. Bun. În această fază eu mai folosesc o pilă diamantată. O găsiți în comerț. În principiu pe la aceasta este o pilă pentru
foarfeci de tăiat la vie sau la pom. Este o pilă Felco, dar poate să fie și orice altă pilă diamantată. Este foarte fină și aceasta o folosesc doar pentru a-i aduce finisajul lamei. Nu se apasă, se trece pur și simplu, ușor, cu ea, așa, pe lungime. Cealaltă parte. Nu se mai simte niciun fel de bavură. Este fin, dar sigur taie. Nici stricată în gură nu mai este, dacă se poate observa, decât foarte puțin. Deci să pun piatra pentru contrast. Da? Față de cum a fost. Și cam asta este tot. Vă asigur că taie foarte bine. Acesta este unul din ele. Nu o să mai insist la acesta. Acesta se face mult mai repede pentru că nu este atât de uzat. O să vă arăt doar la acesta, care el taie foarte bine și acum, doar trebuie să mai dăm un pic de finisare. Nu trebuie să mai muncim atât de mult. Este suficient dacă facem trecerile acelea de la 10 în jos. Mai umezim piatra. Avem aici la orizontală, ridicat. La acest cuțit nu avem lamă în două treceri, ca la acesta. Aici o parte, încă una și apoi tăișul, da? Acesta este direct o singură suprafață. La fel și pe partea aceasta. Ca atare, la acesta nu mai avem orizontal o înclinație și a doua tăiușul, acesta avem doar orizontal și direct tăiușul. Da? Deci doar îl punem pe orizontală și îl ridică puțin. Și începem. 10 pe o parte.
10. Acum 9. Orizontală și ridicat. Și acum, ștergem puțin. Vom folosi markerul. Și începem cu câte o trecere alternativ. Bun. Și acum vom face finisajul. Bun.
Acesta este. Se simte că taie foarte bine la mână. Cam atât. Pentru cei care nu au o pilă diamantată, pot să ia din comerț șmigheri de granulație foarte moale, undeva la 2000, pe care îl pot pune, ideal ar fi să-l lipească pe o bucată de lemn și să-l folosească, dacă nu îl pot pune și așa pe blat și să folosească cuțitul pe el. El va finisa oarecum la fel ca atunci când folosiți o astfel de pilă. Bun. Sper că v-a fost de folos. Nu durează foarte mult. Vedeți, acesta dura foarte puțin să îl ascut. Dacă îl ascuțiți oarecum mai des, să zicem o dată pe lună, vă ia foarte puțin timp. Acesta a durat foarte mult, de când, cred că sunt câteva luni de când nu l-am mai ascuțit, așa că s-a ascuțit ceva, a trebuit să muncesc ceva mai mult ca să-i refac gura. Mai ales că este și mai prost calitativ. Bun, cam asta este tot. Sper că v-a fost de folos.